Pentru anul 2012 am avut câteva lucruri de făcut, lucruri, să spunem, chestiuni medicale, care s-au, la 31 decembrie 2012, erau funcționale. Respectiv, trebuia să aducem în structura spitalului două cabinete noi. Un cabinet de pneumologie și un cabinet de psiatrie. Și, de asemenea, prin planul de conformare, am fost obligați să instituim o linie de gardă de psiatrie. Toate aceste lucruri sunt finalizate, sunt funcționale. Pentru 2013, pentru a menține actualul grad de clasificare a spitalului, suntem obligați să intrăm în posesia unui aparat de rezonanță magnetică nucleară, a unui RMN. Acest lucru o să încercăm să-l facem prin intermediul Ministerului Sănătății, respectiv prin achiziția acestui aparat de către Ministerul Sănătății, cu ajutorul Consiliului Județean, care ne poate ajuta cu cotă parte din valoarea acestui aparat, cumpărarea în leasing a unui asemenea aparat sau să găsim un RMN încomodat.